dialog. Vă reamintim situația în momentul de față la Spitalul Bagdasar Arseni, 11 pacienți internați, dintre care 3 intubați, la Universitar 4 pacienți, la Spitalul de Arș 4 pacienți, o persoană intubată, iar la Floreasca 27 de pacienți, 4 intubați. Te rog, Ioana, îl avem, trebuie să-l anunț și pe domnul Iancu, îl avem în legătură telefonică directă, tatăl uneia dintre victimele de la colectiv. Vă mulțumesc tare mult, domnule Eugen Iancu, că sunteți alături de noi. Imediat vin la dumneavoastră. Ioana, te rog. Bună seara, domnule Iancu. Aneta, foarte important de spus. Stația aceasta GPL, vin informații, aparține, cea care funcționa ilegal, de fapt nu e o stație, este un depozit cu cisterne, sunt 6 rezervoare, câte 10.000 de litri fiecare, nu se știe câte dintre ele erau aprovizionate, aparține familiei fostului primar al orașului Caracal. Nu pot și, da, o informație confirmată în anumite zone din presă și, mai mult decât atât, spune că fiul sau nu mai are însă nicio legătură cu această stație. Cele două persoane date dispărute sunt doi pakistanezi muncitori la această stație GPL, unde erau înainte de momentul exploziei 6 rezervoare. Nu știm câte dintre ele erau sau nu aprovizionate. 10.000 de litri este capacitatea unui astfel de rezervor. Deci exista acel depozit până la urmă. Sigur că da, cu 6 rezervoare există această informație. Un rezervor are o capacitate de 10.000 de litri. Noi nu știm până la ora asta câte erau sau nu erau aprovizionate. Ce știm e că au fost 4 explozii, 2 cisterne cu siguranță au produs explozii. Halucinant. Informații de-a dreptul cutremurătoare. Dacă erau alimentate toate acele cisterne, mai urmează cu siguranță, însă primarul Ion Doldurea confirmă faptul că fiul său este implicat în această aceea, pace. Poate de aceea și fost evacuați toți pompierii de acolo din zonă. Da, și 3.000 de localnici. Da, este domnul Iancu, Eugen Iancu de la Asociația Colectivă alături de noi. Domnule Iancu, am înțeles că sunteți la Floreasca de ceva ore și vedeți acolo cum tot vin și aduc răniți. Ni se spune deja numărul de persoane trimise la spitalele din București. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația. Au capacitatea aceste spitale? Nu au capacitatea, iar lucru care pe mine mă macină de 8 ani de zile, este cum se poate ca în 8 ani de zile, după ce ai avut colectiv, să nu fie în stare să construiești un spital de arși, să nu fie în stare să faci o secție de arși, să nu fie în stare să dai o lege. Uitați, haide, facem un pariu acum în direct, că vor veni pompierii și vor spune că acum o lună, două au fost în vizită la acel depozit și au dat un avertisment? Nu, avem deja informații. Sunt 3 controle ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență făcute acolo. 3 controle Așa. În urma cărora s-au constatat nereguli, domnule Iancu. Și a fost oprită activitatea? Teoretic, da. Așa, asta este informația, domnule Eugen. La fel ca zilele groaze, știți cum e, că și azi, unele zile în care încă au fost descoperite persoane acolo în ultimul hal, funcționau ilegal, ele erau închise, deci, teoretic. Avem același Arafat în funcție, avem spitale care au foc, avem colectiv, avem spitale care au foc, avem, iată, întreprinderi, firme, zi de zi în toată țara iau foc, acum avem iarăși un număr mare de victime, Arafat rămâne pe poziție. Avem din nou un ministru al sănătății care, ca și Bănicioiu, declară că ne descurcăm. Culmea este că toate accidentele astea, uitați-vă, și spitalele care au luat foc s-au întâmplat în weekenduri. Cum se descurcă? Unde trimit? Iar dacă în 72 de ore pacienții în Mareaș nu sunt trimiși în spitalele de specialitate, vor muri. Dar la Floreasca sunt 27, domnule Eugen Iancu, Ioana Constantin. Au 5 paturi. Da, așa, că sunteți acolo. 5 paturi de mare arși. Sunt, la Floreasca avem 4 persoane intubate, probabil cu arsuri majore. Ceilalți 27 de pacienți, probabil nu au, 23, pardon. 4 persoane intubate care precis sunt în secția ATI. Știți de ce este plin ATI întotdeauna? În afară de oameni. Și de oameni bine pregătiți medical, dar sunt pline de nosocomiale. Un pacient ținut în ATI este ca și mort. Un mare ars.
Informație de ultimă oră, doi pacienți vor fi transferați la Bruxelles în această noapte la spitalul militar de acolo, iar premierul Marcel Ciolacu pleacă în aceste momente de la sediul Ministerului de Interne la spitalul Floreasca. Ce o face acolo nu știu, dar asta este informația, se duce probabil să vadă care e situația la fața locului. Păi vă spun eu, la Floreasca, după... Doi pompieri sunt intubați, care au fost deci în stare gravă. La Floreasca au venit jandarmii la 10 minute după ce au făcut o postare pe Facebook în care a spus că sunt acolo. Până atunci veneau ambulanțele, toată lumea era pe ambulanțe. După ce am făcut postarea, a coborât domnul Oprița și au venit jandarmii și au început să facă ordine. Să așeze camerele de filmat, să îndepărteze toată lumea. La o oră a venit primul echipaj de rotieră, un BMW. Am văzut și eu un BMW din acesta nou, în trafic, în sfârșit. Din care a coborât un băiețaș care făcea, dirijat traficul. Deci asta este ordinea pe care știe să o facă poliția. După o oră au venit. Am văzut și la 2 mai, domnule Iancu, ce... Deci avem doi pompieri, o secundă să transmitem informațiile corect telespectatorilor noștri. Doi pompieri care sunt internați în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca, intubați, vor fi transferați în această noapte la spitalul din Bruxelles. Doi dintre pompierii care sunt în stare gravă. Deci sunt victimele celei de-a doua deflagrații, Ioana. Da, momentul în care deflagrația de la prima cisternă cuprinde a doua cisternă, pompierii erau acolo în prima linie și este momentul în care avem acest număr mare de pompieri, 26 răniți. Deci e vorba de a treia, a patra explozie pe care noi o numărăm, cea pe care o văd telespectatorii în partea stângă a ecranului. Problema rămâne, și aici vreau să-l mai întreb pe domnul Iancu, pentru că știe foarte bine situația din spitale. Ni se spune la momentul ăsta că sunt 8 dintre răniți intubați, 3 la Bagdasar Arsenii, 4, 1 la Spitalul de Arș și 4 la Floreasca. Deci de aici încolo înțelegem, domnule Eugen Iancu, că nu mai are capacitate România, de aici încolo vom trimite în afară? Mai pot trimite la Iași și la Timișoara, atât, dacă au disponibilitate de locuri. S-a luat în calcul această variantă, înțeleg, dar cine știe ce se mai întâmpla și care este starea pacienților care în momentul ăsta nu sunt în stare gravă, pentru că știm cu toții evoluția stării de sănătate a unui ars se schimbă de la, este una în dinamică, se schimbă starea de sănătate se schimbă de la oră la alta. Bineînțeles. Au 72 de ore în care pot fi transferați. Atât. Arafat a negat aceste 72 de ore și cu bănicioiul la colectiv. Ăsta este pragul. Ai trecut de 72 de ore, șansele... Îl urmărim pe premier, vă întrerup. Haideți să-l urmărim pe premier. Credem că un număr de 4 pacienți...